Evanghelie. Sunt ultima persoană care l-ar putea contrazice sub acest aspect pe domnul Evanghelie, pentru că sunt prima persoană din țara asta care a spus că Ponta este sub dublă comandă când era prim-ministru. Apoi am spus despre Grindeanu când a fost nominalizat, încă nu fusese numit, că este o dronă și că este sub dublă comandă, lucru care apoi a fost confirmat din diverse surse. Când a fost numit Jianu la comunicații și care acum face parte din acest guvern până la orele dimineții, format din trei persoane, Jianu la comunicații, am spus că Jianu este sub dublă comandă și iată că s-au strâns cei trei sub dublă comandă și constituie nucleul viitorului guvern. Așa este, dar asta nu-l scuză pe Dragnea, care a fost avertizat. A fost avertizat public, știa cu cine are de-a face, avea timp să se răzgândească și de aceea cred că domnul Evanghelie are dreptate când spune că după refuzul legat de Șaideh, a căutat domnul Dragnea un compromis, o soluție de compromis, imaginându-și că dacă domnul Grindeanu este din PSD și este unul din fruntașii PSD, va putea să-și facă treaba cu el. Uite că n-a fost așa, că a ascultat de telecomandă. Da, știți că domnul Grindeanu a rostit celebra frază că adevăratul Grindeanu este cel de acum, nu cel de dinainte. În acest interviu, domnule Roșca Stănescu părea un om care poate pune în dificultate un partid și o putere precum este PSD-ul. Ați văzut că povestea părea un om normal, un tânăr care vrea să facă ceva la Palatul Victoria, era preocupat de modul în care va pleca de la Palatul Victoria, ce ștampilă îi se va pune, cum va rămâne pe perete acolo unde sunt înșirați toți premierii României, avea astfel de preocupări. Să nu piardă niciodată contactul cu realitatea. Până acum câteva zile, el a jucat un rol. De câteva zile joacă un cu totul alt rol. Până acum câteva zile a jucat rolul unui lider politic ușor dezarticulat, depersonalizat, acum brusc, parcă a mâncat spanac și este chiar interesant. Și l-ascult cu mult mai mult... Ați văzut, nu știa să aprindă lumina în sala de ședință, adică interes. N-avea... Da, era dezarticulat până acum câteva zile. Ceea ce e important de reținut e că noi ne mișcăm acum într-o luptă contra cronometru. Dacă Grindeanu își cumpără timp, împreună cu Ponta, care e foarte redutabil lângă el, împreună cu sistemul care îi ține în spate, și când spun sistem, să nu-mi imaginez că sunt serviciile în totalitatea lor, dar sunt oameni cheie din servicii și poate să fie și Klaus Iohannis, fie și Tacit amestecat în chestiunea asta, pentru că îi convine. Este logic să fie așa. Bun. Ei vor veni luni cu un guvern. Cu un guvern complet. Ponta și Grindeanu spuneți că vor prezenta un guvern? Vor prezenta, se vor duce la Klaus Iohannis cu un guvern înainte să se discute moțiunea de cenzură. Ei vin cu un guvern la Klaus Iohannis. Klaus Iohannis, în măsura în care se va grăbi să aprobe acest guvern, va lua act imediat de demisii, că atunci ei se vor prezenta demisiile, mai puțin al lui Tudorel Toader, că înțeleg că nu se găsește demisia lui. Da, o să discutăm. Bun. Și acest lucru. Și îi va numi pe ceilalți miniștri. Deci va exista un cabinet Grindeanu 2, indiferent de ce se întâmplă cu moțiunea. Și deci cred că prima măsură... Spuneți că peste vară vom avea un Grindeanu, indiferent da, dacă crece sau nu moțiunea? Interesul lui Klaus Iohannis este să o lungească. Să o lungească cât poate de mult. Păi poate să o lungească 30 de zile să se gândească la viitorul premier. Cum a făcut cu Șaideh. Și pe urmă să spună nu. Între timp... Alte consultări, nebunii, altă formulă guvernamentală, nebunie întreagă. Se poate lungi povestea. În tot timpul acesta, Grindeanu cu Ponta și cu ceilalți componenți ai acestui guvern, Grindeanu 2, vor promova acte normative. Primul act normativ... Nu este informația mea, este informația prezentată la Antena 3 de Pieleanu, probabil că știu omul ce spune, este senzațional. Va fi ordonanță de urgență prin care să se modifice legea partidelor, să interzică
oricărui lider de partid, adică să nu mai permită partidelor să aibă lideri de partid care au condamnări penale definitive. Ceea ce îl scoate din cursă imediat. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial, îl scoate din cursă pe Dragnea. Da, foarte